A plecat din Goesong și acum suntem la primul popas pe drum până la Yangon. Vreme frumoasă ca de obicei, autocar cu frig în el ca de obicei. Și am luat o mâncare ca de obicei, niște noodles cu verdeață. Carne prefer să nu, mai ales că sunt plecat. Mănânc eu destulă carne în România, așa că aici e bine să devenim vegetarian sau să mâncăm mai mult pește. Creveți, alte chestii care cresc pe aici, prin copaci, pe sub apă. Bun. Hai să vedem. Și că mi-a ajuns bagajul la Yangon. Un lucru foarte, foarte îmbucurător. Ajungem și acum. Asta e stația de autobuz, aia mare. Și am ieșit încoace să luăm un bus spre Aomingala, care e stația de autobuz când îl iei spre Bagan. Măcar să ne găsim un bilet, ceva. Asta e stația în afara Yangonului. Hai că tot căutăm pe aici numărul 43, 45, whatever, un bus verde ceva. De acolo din bus station. Din bus station aici e minibusul spre Aomingala bus station, 200 de kyats. E o stație mai sărăcăcioasă, dar pe aici se pornește. Ca să știți, ne-au îmbârligat aia cu taxiurile. Ne-am îmbârligat că e încolo, că e încoace, că e nu știu pe unde. 10.000 de ciați, până la urmă 200 de ciați de căciulă, e decent. Hai, că nici nu arată rău. Sus acolo aterizează avionul, iar aici e Aomingala Bus Terminal. Lângă pagodă. Și avem o multitudine de busuri care cel mai probabil o să plece în seara asta spre Bagan, Mandalay și alte asemenea locații. Hai să căutăm și un bilet dacă tot suntem aici. Și am ajuns în stație. Iar de aici de la recepție ne luăm cu 15.000 de kyats un bilet până la Bagan. Și am ajuns la aeroport, sunt la terminalul 2. Aștept să vină băiatul cu bagajul. Se pare că totuși a ajuns. Deci tot rău spre bine. Tot drumul spre bine. Mi-am luat un taxi. L-am negociat un pic că băiatul voia mai mult. Avea vreo 6.000 de kyats, până la urmă l-a lăsat la 5.500 cu un fel de round trip, că am luat un bus până la foarte aproape de aeroport, iar de acolo mai aveam încă de mers vreo 15-20 de minute, dar am luat taxiul până la aeroport și de la aeroport înapoi la stația de bus. E, vine băiatul cu bagajul și după aceea mă duc iarăși să mă întâlnesc cu Marius la locul de întâlnire, stația noastră, Aomingala Bus Station. Hai să vine și băiatul. Aici în autogară ne-am recuperat rucsacul. E undeva în spate, unde avem noi mașinuța, de fapt gara, și aici mă duc să mănânc și ceva. Mi-e foame de crăp. Cea mai masă, cel mai loc. Aici. Toți localnici și la masă. Hai, poftă bună. Autocar supraetajat, sensul în care are etaj la care se doarme. Avem și pături, e frig, aer condiționat cât se poate. Sper să putem și dormi. Bagan ne așteaptă la 4 dimineața mâine. Merge. Pauză la bus. Avem o jumătate de oră să ne plimbăm pe aici, să ne cumpărăm diverse chestii, să mâncăm dacă vrem. Avem pește uscat, orez în toate formele și funcțiile și niște semințe pe care mi le-am luat deja. Sunt aici, ceva dulce, ceva sărat și prăjit, ceva să fie bun. Aici oricum pare că sunt tot felul de nebunii, care de care mai dulci, mai sărate. Astea nu prea cred eu că sunt foarte sănătoase și cred că conțin multe euri, deci nu o să iau. Orez, masă turat de orez. Acum mai băgăm și tăieței. Dar, în fine, oferta este foarte variată, să ai răbdare să mănânci. Nu sunt foarte scumpe, cam un dolar sau jumătate de dolar punga sau chestia aia. E frumos. A, și ce e un alt plus la acest loc de popas? Acest bazin minunat cu pești, cu crab chinezești care se lăfăie în boie și dacă nu ești atent poți să calci chiar în fața lor să intri în bazin. Ia uite aici un crăpcean foarte frumos, mare, alb, fantomatic așa cum trece.